Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre punctuația conjuncțiilor coordonatoare. Pentru a recapitula conjuncțiile coordonatoare învățate într-o lecție anterioară, vă propun un exercițiu care vă cere să așezați în farfuriile potrivite fructele în funcție de tipul de conjuncții coordonatoare scrise pe acestea. Puneți pe pauză prezentarea până veți rezolva sarcina de lucru. Ați lucrat foarte bine! Conjuncțiile și și nici sunt conjuncții coordonatoare copulative. Conjuncțiile fie sau ori sunt conjuncții coordonatoare disjunctive. Conjuncțiile dar, iar, însă, ci sunt conjuncții coordonatoare adversative, iar conjuncțiile deci, așadar, care va să zică și va să zică, sunt conjuncții coordonatoare concluzive. Probabil v-ați dat seama că enunțurilor următoare le lipsesc semnele de punctuație. Haideți să le citim și să descoperim unde sunt necesare acestea. Vine vara și aduce vacanță. El practică tenisul și în notul. Am cumpărat și lapte și pâine. Și la școală e primul și la joacă e cel din tâi. Nu citește, nici nu scrie. Nici nu dansează, nici nu cântă. Nu îi place basketul, nici tenisul. Puneți din nou pe pauză prezentarea până când rezolvați cerința. Bravo! Ați identificat locul corect al virgulei în fiecare enunț. În primele două enunțuri nu este necesară virgula. În al treilea și în al patrulea enunț, virgula trebuie să apară înaintea celui de-al doilea și. Iar în ultimele trei enunțuri, virgula apare înaintea conjuncției nici, care e singură în enunț, și înaintea conjuncției nici, care apare pe poziția a doua a enunțului, aceasta fiind dublată. E timpul să reținem care sunt regulile de punctuație cerute de conjuncțiile coordonatoare copulative. Conjuncția coordonatoare copulativă și nu cere virgulă înaintea ei când apare singură în enunț, dar este precedată de virgulă când este dublată, virgula punându-se înaintea celei de-a doua conjuncții din enunț. În ceea ce privește conjuncția coordonatoare copulativă nici, ea cere virgulă înainte și când apare singură și când este dublată. Să continuăm cu analiza unor enunțuri a căror punctuație nu este cea corespunzătoare. Sunt sigură că dacă le veți citi cu atenție, veți sesiza aceste lipsuri. Te-am căutat în curte, însă nu te-am găsit. Am sunat la ușă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Eu ascult muzică, iar el desenează. Nu doresc prăjitură, ci fructe. Colegul tău a sosit, al meu însă întârzi. Din nou puteți pune pe pauză prezentarea până când veți rezolva exercițiul. Sunt mândră de voi și de această dată ați descoperit unde este necesară virgula. În primele patru enunțuri, virgula se pune înaintea conjuncțiilor însă, dar, iar și ci. În ultimul enunț, nefiind nevoie de virgulă. Să reținem care este punctuația cerută de conjuncțiile coordonatoare adversative. Se pune virgulă înaintea conjuncțiilor coordonatoare adversative care fac legătura între propoziții sau între părți de propoziție de același fel. Conjuncția coordonatoare adversativă însă nu se izolează prin virgulă dacă se află în interiorul propoziției, nu la începutul ei. V-ați dat seama, desigur, că a venit rândul unei alte provocări pe care vă invit să o rezolvați cu atenție. Să citim enunțurile propuse pe care trebuie să le corectăm în ceea ce privește punctuația. Fie mama, fie tata va veni azi la școală. Sau înveți, sau mergi la plimbare. Vrei un măr, o banană? Mergi sau rămâi? M-ați impresionat și de data aceasta. Da, aveți dreptate. Primele două enunțuri cer virgulă înaintea conjuncțiilor coordonatoare disjunctive de pe poziția a doua din enunț, ele fiind dublate. În schimb, în ultimele două enunțuri, virgula nu are voie să apară. Ați descoperit și regulile pentru punctuația conjuncțiilor coordonatoare disjunctive, nu-i așa? Conjuncțiile coordonatoare disjunctive sau, ci ori, nu cer virgulă înaintea lor când apar singure în enunț, dar se pune virgulă între propozițiile coordonate disjunctiv, ca și între părțile de propoziție coordonate astfel, când amândouă încep prin conjuncțiile perechi sau, ori, fie, ba.
V-ați descurcat de minune până acum cu punctuația. Vă invit să corectați și enunțurile următoare, punând pe pauză prezentarea până faceți acest lucru. Să citim enunțurile. Am învățat, deci voi ști la testul de mâine. Îl supără colegul de bancă, așadar vrea să se mute de lângă el. A învățat, știe deci bine. A învățat, știe așadar bine. Aveți dreptate. În primele două enunțuri trebuie să apară virgulă înainte de conjuncțiile deci și așadar, însă nu în cazul enunțului următor. A învățat, știe deci bine. Iată și regulile de punctuație cerute de conjuncțiile coordonatoare concluzive. Acestea cer înaintea lor virgulă când leagă propoziții, însă când se află în interiorul enunțului, conjuncția deci nu cere folosirea virgulei, în schimb, conjuncția așadar se izolează prin virgule de restul enunțului. Am o ultimă provocare pentru voi, pe care o veți rezolva până data viitoare. Corectați enunțurile următoare, adăugând virgula acolo unde este necesară. Ar fi mers la spectacol, însă nu mai erau locuri libere. Văd că zâmbește, știe așadar ce s-a întâmplat. Ori alergi în parc, ori faci exerciții la sală. Are talent la desen, dar nu s-a înscris la concurs. Ați ajuns la finalul acestei lecții. Un umorist spunea că virgula pune la punct toate lucrurile. Vă urez succes în a pune la punct toate enunțurile în care apar conjuncțiile coordonatoare. La revedere!